doamna președintă a noastră a Uniunii Arhitecților m-a întrebat, mi-a pus câteva întrebări, nu una singură. Eu o să-i spun pe parcursul dialogului nostru, Ileana, pentru că noi ne-am suprapus în școală ca studenți, ca atare și eu o știu pe ea, chit că este o persoană, o persoană publică acum și ar trebui să-i spunem doamna președintă, dar o să-i spun Ileana. Da, este o carte, a pornit foarte simplu, tot aici la sediul Uniunii Arhitecților, acum 2 ani sau 3 ani, când pregăteam 2 spre 3 ani, când pregăteam participarea României la Bienala de Arhitectură de la Veneția, când Rem Koolhaas a lansat programul 100 de ani de modernism în Europa. Și atunci ne-am întâlnit mai mulți așa să punem la cale participarea României sau pregătirea României. Da, mi-am făcut bucățica, apoi nu știu din ce probleme de organizare, trebuia făcut un concurs, nu ne-am mai bazat pe o cronică colectivă, ci pe în urma unui concurs, colectivul care a câștigat, urma el să-și definească toate elementele prin care să participe, cu care să participe. Eu am făcut această pagină în care se chema Mai Modernism, referindu-mă la faptul că așa am văzut eu modernismul, așa l-am învățat, așa l-am cunoscut, și acest prim capitol a apărut în catalogul Bienalei de la Veneția, de acum, pe penultima ediție. Apoi citind și prezentând, nici nu mai știu cum, din aproape în aproape, am zis, haide, dacă tot m-am apucat, să povestesc și partea colaterală a activității mele de arhitect, adică viața. Pentru că în viața unui arhitect, dacă este dedicat așa meseriei, înseamnă foarte multă muncă. Viața ca atare se subordonează muncii. Băieții mei, am doi băieți, niciunul nu s-a făcut arhitect pentru că au zis, tată, voi arhitecții lucrați prea mult, câștigați prea puțin bani și pe noi ne interesează viața mai mult decât opera. Și atunci am zis, hai să scriu opera ca să vadă și copiii mei ce înseamnă viața combinată cu opera. Așa am ajuns la această carte. Ea, și desigur a mai fost o carte pe care o citeam în acea perioadă, era povestea celor de la Pink Floyd, scrisă de Mason, toboșarul lor, o monografie foarte interesantă, plină de astfel de... din această combinație viață cu lucru, pentru că și la ei lucru debordează într-un fel viața. Sigur că la ei, acolo în entertainment, în show-uri, viața și activitatea este totul un continuu așa, poate că mai plăcut, deși nu pot să spun că... viața sau lucru ca arhitect nu este un lucru plăcut, este extraordinar de plăcut, te ia valul, uiți aproape de tot și poți să trăiești material cu foarte puțin, pentru că satisfacțiile pe care ți le dă ceea ce faci tu acolo în planșetă, încântarea permanentă la o idee nouă sau la o soluție nouă este atât de mare încât sigur uiți de multe ori lucrurile, dar n-am uitat niciodată de copiii mei, de familia mea, de prieteni. Vreau să spun însă că tocmai pentru că există această particularitate, probabil că și la alte arte, la alți artiști, în alte meserii există această muncă, dar noi, în general, arhitecții suntem familie de arhitecți. Eu cu Anda sunt căsătorit a doua oară și prima mea soție a fost tot arhitectă. Pe ambele le-am cunoscut în facultate, le-am cunoscut în acel climat extraordinar din facultate. 6 ani de facultate este o perioadă foarte lungă, o perioadă în care avem timp să ne întemeiem și familii. Mulți ies din facultate căsătoriți, cu Dana, prima mea soție, ne-am suprapus ca studenți, ea era mai mică cu 2-3 ani, pe Anda am cunoscut-o ca studentă, dar tot în acel climat al facultății, extins în Clubois.
Nu puteam să nu leg povestea facultății și a timpului petrecut de mine în facultate, pentru că viața mea are doi timpi. Timpul până în 1969, când am intrat la facultate, și era timpul petrecut într-un spațiu extraordinar, Râșnov, Brașov, unde am trăit și unde am învățat, și cel de după 1969, când am intrat în facultate și n-am mai ieșit nici până astăzi de acolo, pentru că printr-o conjunctură foarte bună am rămas în facultate. Sigur că a existat acei 2-3 ani de stagiu obligatoriu, dar m-am întors în facultate și nu cunosc alt climat mai favorabil vieții de arhitect, mai complet decât în această combinație profesor în școală și arhitect în biroul tău. Este un vis pe care fiecare dintre noi l-a întrezărit, apoi unii au avut noroc ca mine să-și îndeplinească acest vis. Lucram în facultate, unul din motivele care m-a făcut să vin cât se poate de repede în facultate era și acela că Mac Popescu avea un birou de proiectare. Eu eram prieten cu cei care lucrau atunci în acel birou semi-privat și știam că se lucrează. Oricum, n-am rezistat după facultate mai mult de 3 luni, cam 3 luni am stat la Brașov, unde am avut repartiția, mi s-a părut că se termină lumea, că trebuie să mă întorc, deși era extraordinar de frumos, am nimerit toamna când erau repartițiile, dar mă rog, sigur, repartiția avea și plusuri și minusuri. Plusurile erau că imediat intrai undeva în activitate și vedeai ce înseamnă partea a doua a școlii, activitatea practică. Dar eu am nimerit la fabrica de ciment Temelia din Brașov, care făcea ceva extindere la fabrica de ciment. Aveam foarte puțin de lucru, de aceea mi-am și făcut o scoatere din producție și am fost, cred că, o lună de zile în Poiana, Brașov. Erau concursuri de schi și m-am dus acolo organizator și arbitru. Ca atare am stat. Dar vă spuneam că mi s-au părut acele câteva luni că este un regres pentru mine. Nu îmi găseam climatul, locul, nicio revistă de arhitectură, nimic. Am crezut că mă prăbușesc, deși, și încă o dată, încă o paranteză, acolo lucra Iancu Rădăcină la Brașov, la Institutul de Proiectare, un arhitect foarte bun, și ei mai aveau câteva reviste. Marea problemă în acea perioadă era informația și documentația pe care cu toții vroiam să o avem la zi, și știu că am văzut la ei pe masă revistele Japan Architects. Eram în zona, în perioada în care arhitectura japoneză ne încânta pe toți. În școală Zoli Takács avea abonament la aceste reviste, le-am găsit și la Iancu Rădăcină. N-am putut să mă transfer la ei, că atunci, dacă mă transferam, probabil că aș fi rămas la mai mult timp în Brașov, deși nu bag mâna în foc. În orice caz, m-am întors foarte repede în București, am lucrat în diferite institute mai mici sau mai mari și, de fapt, mici. N-am fost în unul mare niciodată, nici la Carpat, nici la Proiect București, pentru că era, sigur, era foarte plin acolo. Ce ai ales să rămâi totuși în România? Ai avut succes în Taiwan, ai avut succes în Austria, ai avut oferte, ai avut posibilități. Da. Și ai rămas în România. E o întrebare. Înainte de 89 am ieșit de două ori, să spun. O dată într-o excursie când eram student încă în Algeria și cred că nici nu se putea în acea excursie, pentru că erau excursii directe București-Alger și Algerul era un fel de țară socialistă. Și a doua oară, când s-ar fi putut pune această problemă, a fost în 88, o excursie, o bursă oferită multor studenți și tineri arhitecți, asistenți, 40-45, când ne-am dus în Italia. Dar deja în 88 aveam șantierele m-au ținut și atunci.
pentru că erau trei șantiere în lucru, erau ceilalți copii ai mei, în afara celor biologici, și n-am putut să-i las, să-i abandonez, era ca un abandon. M-am întors în 90, iară după Revoluție s-a pus problema așa, aveam un prieten, Angelo Rovența, un arhitect foarte bun în Austria, m-am reîntors la el, că în 88 trecusem pe la el și atunci îl cunoscusem pe Rob Krier, lucrasem ceva împreună cu Angelo pentru Rob Krier, nu m-a tentat, dar vă spuneam că atunci șantierele au fost de bază, după 90 au dispărut șantierele pentru că era o casă de cultură pentru tineret, beneficiarul era Uniunea Tineretului Comunist care dispăruse, șantierele se opriseră. Am lucrat câteva luni, dar visul meu era să am un birou propriu, să știu că sunt un arhitect într-un birou, cu secretară care trebuie să răspundă, a sunat la biroul cu tare. Acesta și încetul cu încetul au început să fie lucrări și în țară, iar sentimentul că lucrezi și că lucrările tale se transformă în realități construite mi se părea mai tentant în România decât undeva afară, unde ar fi trebuit sigur să mergi într-un birou foarte mare, să faci ceea ce îți spunea șeful. Cum eu n-am avut șef niciodată, nu prea știam dacă o să mă descurc sau nu. Cât lucram cu Mac, el se ocupa de toate problemele organizatorice, tehnice și așa mai departe. După ce mi-am făcut birou și am început să fiu one-man show pentru toate, mă gândeam ce bine era pe vremuri când lucram cu un șef de birou care se acoperea totul, de la salariile celor care noi știm astăzi ce problemă avem cu faptul că trebuie să asigurăm grăunțe în moara care merge permanentă, grăunțe care înseamnă proiecte, dar care înseamnă și bani ca să ții un astfel de birou. Dar una peste alta, nu am nici cel mai mic regret, niciodată n-am avut regrete că am rămas în România, cu toate problemele noastre de proastă organizare, am încercat și unul din principiile mele de viață este să-mi fac din necalitățile celorlalți sau ale mediului să-mi fac aliați și să nu lupt împotriva lor. Să iau, pentru că nimeni nu este perfect, fiecare om are anumite calități și anumite defecte, fiecare țară are calități și defecte și am încercat din defectele țării sau ale Bucureștiului să încerc să le pozitivez într-o filozofie locală. De aceea eu cred că Bucureștiul este foarte interesant așa cum este, cu acest amestec extraordinar de casă mică, casă mare, casă frumoasă, casă urâtă, nealiniere, străduțe întortocheate și să nu încercăm să-l transformăm. În permanență, în discuțiile din Comisia Tehnică a Bucureștiului, chiar recent am avut din nou o discuție cu Adrian Bold, arhitectul șef, care de mulți ani este arhitect șef și care are o foarte bună pregătire și de arhitect și viziune, însă viziunea lui este o viziune de tipar occidental. Orașul să fie aliniat, să încercăm să introducem alinierea la cornișă, să vedem dacă nu putem străzile, cartierele să le ordonăm, nu se poate. Am citit și m-am pregătit în sensul în care hai să văd care este specificul acestui oraș și citeam cronici încă din timpul fanarioților a lui Psilanti, care povestea că venea la fața locului și indica strada, mă rog, cam ca Ceaușescu, așa probabil spunea, aici, pe direcția asta să construiți, și peste două săptămâni când se întorcea, găsea cu totul altceva. Deci un fel de haos din ăsta creativ, mie așa îmi place să cred că e vorba de un haos creativ.
și încerc să lucrez în acest, haideți să vedem, foarte multă lume care vine și vorbește despre București de afară, este încântată exact de acest haos creativ care înseamnă viață, care înseamnă ceva activ, nu e ceva mort și lumea e încântată de faptul că întâlnește altceva. Dorin, mi-ar place foarte mult să vorbim despre București, numai că pe mine mă interesează omul acum mai mult și sunt două întrebări care mă rog. În cartea ta se vede omul de caracter, este o carte sinceră, este o carte care spune adevărul despre toți. Care e prețul sincerității și adevărului? Nu știu. Spui că ești foarte atent la colaboratori, ești foarte atent la colegi, ții minte pe toți, din școală până așa, profesori, și le-ai spus tuturor pe nume. Costă scump să fii sincer? Nu știu, abia acum o să văd. Cred că n-au citit-o încă toți, pentru că doamna Petre, redactorul de carte, mi-a zis după ce a citit-o a doua oară, zice, da, dar știți că sunteți foarte descoperit în cartea asta. Și că așa sunt, așa mi-e stilul, lumea știe că de fapt, nu sunt atât de puternic. Singura putere pe care o am, și asta i-am povestit-o, i-am spus-o la un moment dat copilului meu, este aceea că dacă vreau să port într-un picior oculare de pantof și în cealaltă altă culoare, nimeni nu că n-ar fi, nu, dar am această libertate să port dacă vreau șosete de culori diferite și e o libertate extraordinară. Ca atare nu ce gândesc aia spun și n-am făcut o carte despre o viață romanțată, sunt amintirile și amintirile le-am așternut așa cum mi-au venit. Spui, și ai spus, ești one man show. Două vedete au fost în anul vostru. Ai fost tu și cu Dinu Patriciu. Ați fost prieteni. Dinu Patriciu a luat-o pe altă parte. Ați fost cei mai talentați și cei mai prolifici. Ați apucat-o pe căi diferite. Mi se pare extraordinară calea pe care ai apucat-o tu. Da, cum îl vezi pe Dinu Patriciu? Îi datorez foarte mult lui Dinu. El a venit... El este sigur, un arhitect important, vreau să spunem. Sigur, pentru, foarte talentat. Pentru foarte inteligent, foarte talentat, foarte activ, extraordinar de activ. Avea o mulțime de calități. Era, în primul rând, era la el acasă. Eu venisem, deși noi acolo, și am și spus în carte, niciodată la Brașov, în zona Brașov, nu aveam sentimentul că noi suntem provincie, ci aproape pe bucureștenii tratam ca provincie când veneau la noi la schi în Poiana sau în Râșnov, veneau să... Ca tare n-am avut niciodată complexul de provincie, dar aveam o anumită reținere pentru că nu eram încă la mine acasă. Mai târziu am ajuns la mine acasă. Și atunci Dinu, încă din anul 2, am fost în aceeași grupă, ne-a apropiat faptul că el era foarte talentat, faptul că eu eram serios și îmi făceam proiectele cum credeam, și spuneau la un moment dat neamțul, pentru că datorită rigorii în proiectare, nu datorită unei fantezii debordante sau datorită unei abilități în a mă exprima. Dinu ne ajuta, schițele de schiță, făceam coadă la el să ne facă anturajul, mașinile le făcea cu o viteză extraordinară, noi ne vedeam de partea aia foarte tehnică și după aia el ne ajuta. Am lucrat și ne-am propus împreună cu Viorel Simion, atunci în anii 77-78, să ne facem un fel de birou, să lucrăm împreună, sigur că nu se putea atunci. Am făcut câteva concursuri împreună în ideea de a încerca să lucrăm împreună. Viața ne-a despărțit și când ne-am întors în școală, pentru că, și povestesc asta în carte, el nu a venit în echipa lui Mac Popescu pentru că au avut pe parcursul anilor, fiind amândoi tip extraordinar de bun organizator și de buni manageri, și atunci normal că au intrat încă de când eram noi studenți conflicte pe ideea de a organiza studenții, de a conduce, iar când a venit în școală, atunci el a intrat în echipa rectorului de atunci, a lui Cornel Dumitrescu, fiecare deja avea lucrările lui,
Lucram în birouri paralele, eram perete în perete în școală, ne vedeam tot timpul, dar lucrările noastre s-au separat. Iar după 90, când Pedinu l-a tentat politica mai tare decât arhitectura, atunci, sigur, el s-a dus în zona politicului, eu am rămas în ceea ce știam, consideram că știu să fac și niciodată nu mi-a plăcut politica, pentru că este foarte importantă, mai ales pentru noi ca arhitecți, pentru că arhitectură fără politică nu se poate. Oricât facem case acolo, dar și primarul din sat o să vină să vrea ceva de la tine ca arhitect.